reprezentant ai mass media. În primul rând, astăzi ne dorim să ne adresăm către toți. În anul care vine, vrem să vă felicităm din numele liderului nostru, domnului Ilan Șor, din numele fracțiunii parlamentare Partidului Șor și, desigur, că din numele tuturor colegilor a platformei parlamentare pentru Moldova. Deci, noi începem cu felicitarea, cu sărbătorile de iarnă, pentru că acest an a fost unul foarte complicat pentru întreaga țara noastră și noi toții ne dorim liniște și pace și, desigur, că dezvoltare și un an mult mai bun pentru întreaga Republica Moldova, dar și pentru toți concetățenii noștri. Noi nu putem să spunem că ultimele zile sunt liniștite din punctul de vedere politic și sunt chiar foarte active, mai ales pentru întreaga echipa noastră, care a luat decizii foarte importante și care nu are un plan să se odihnească și să aibă vacanță, dar să lucreze în beneficiul cetățenilor. Ieri, noi, împreună cu colegi din Platforma pentru Moldova, din numele președintelui și din numele tuturor colegilor, am avut o întâlnire și consultații cu doamna Maia Sandu, președinte al Republicii Moldova, despre acțiunile noastre care o să aibă loc și despre poziția noastră. Eu aș vrea să reiterez că soluția propusă de Platforma pentru Moldova nu vine doar din partea noastră, ci și de la cetățeni, sau mai bine de spus, în primul rând, de la cetățeni. În timp ce aici, în Parlament, la președinție, la guvern, majoritatea este preocupată cu virajele politice, de numărul de scaune de deputat pe care le rămnesc în viitorul Parlament. Echipa noastră continuă puterile cu cetățenii. Noi considerăm că soluțiile bune pentru oameni nu sunt identificate în birouri, în spatele ușilor închise, ci în discuții cu oamenii țării noastre. Anume, cetățenii au fost cei care ne-au luptat și chiar ne-au cerut să preluăm responsabilitatea formării unui nou guvern. Oamenii se tem că nu vor ieși cu bine din iarnă. Se tem de pandemie, de foame, de faptul că vor rămâne fără lucru, fără bani. Iar temerile lor sunt absolut întemeiate. De aceea noi ne oferim să formăm un nou guvern tehnocrat, format din profesioniști de înaltă clasă, care să fie condus de un prim-ministru responsabil, experimentat și un bun patriot, pentru care nevoile oamenilor reprezintă o prioritate. Și reiterez că Partidul Politic Șor și Platforma pentru Moldova nu sunt împotriva alegerilor anticipate. Din potrivă, dacă țineți minte, anume colegii noștri din Partidul Șor au fost primii care s-au pronunțat pentru dezolvarea acestui legislativ. Noi suntem convinși că aceste alegeri trebuie organizate, dar nu în actuală situație, nu fără un guvern funcțional, nu în plină criză. Îi îndemnăm și pe colegii noștri din Parlament, președinție și guvern să lase interesele politice la o parte în aceste momente complicate pentru Republica Moldova și să pună interesele cetățenilor mai presus de orice. Уважаемые сограждане, уважаемые представители масс-медиа, мы бы хотели обратиться к вам сегодня с очень важным месседжем для нашей команды, с которым мы выходили также в прессе и вчера. Мы бы хотели акцентировать внимание на нашей позиции, которая очень важна для нас и очень важна для граждан Республики Молдова. Вчера после консультации с госпожой президентом, госпожой Майей Санду, мы объявили, что фракция партии ШОР и платформа «Пентру Молдова», наша команда, готовы представить кандидатуру премьер-министра и готовы взять на себя политическую и всю необходимую ответственность за руководством страны. Мы объявили вчера, что мы имеем
опыт в администрации, рядом примарии, рядом местностей, что является очень важным в момент, когда наша страна находится в полном и тотальном кризисе. Мы не боимся этой ответственности, и мы знаем и верим в том, что команда профессионалов, которой мы являемся во главе с Илоном Шором, сможет взять на себя ту необходимую ответственность и предпринять те необходимые меры для того, чтобы Республика Молдова вышла из кризиса. Поэтому хотели бы проинформировать вас сегодня с коллегой Сергеем Сыргу о том, что мы приняли решение по кандидатуре на должность главы исполнительной власти. И этот человек, в свою очередь, вместе с депутатами парламентской платформы уже подготовил список кандидатов на министерские посты. Как я и сказала ранее, мы приняли данное решение в первую очередь по просьбе наших сограждан, которые боятся зимнего периода, которые прекрасно понимают, что могут остаться без рабочих мест, без пенсий, без зарплат, без нормальных средств существования. Повторюсь, мы не раз говорили о том, что мы за досрочные выборы. Тем не менее, мы не можем кинуть нашу страну в кризис, оставив людей без последней и крайней надежды. Именно поэтому вчера мы сделали, я считаю, очень храброе и правильное заявление и хотим сегодня еще раз довести до сведения всего общества, что наша команда является единственной, которая вышла вчера с такой декларацией и заявила о готовности взять на себя полную ответственность. Нас интересует, как будет происходить управление страной в этот период. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, кто и в какие политические игры играет. Однако нам всем следует помнить, что сейчас мы находимся в самом разгаре кризиса в нашей стране, и мы должны забыть о политических интересах и, в первую очередь, преследовать интересы наших сограждан. Поэтому сегодня от имени всей платформы «За Молдову» мы бы хотели обратиться ко всему политическому классу о том, чтобы забыть о своих личных интересах и думать в первую очередь, как вывести Республику Молдова из кризиса. Мы уже видели политиков, которые пытались уйти от ответственности. Именно так сделал премьер-министр Ион Кику и те, кто его поддержал. Именно так поступают другие партии, которые требуют немедленных досрочных выборов и тем самым избегают от ответственности. Я повторюсь, мы полностью готовы взять на себя ответственность. Мы уже готовы с конкретными предложениями. И что самое главное, платформа «Пентру Молдова» и наша команда, мы уверены в том, что будет 51 голос за ту кандидатуру, которая будет представлена нам. Благодарим вас за внимание и хотелось бы еще раз поздравить всех наших сограждан от имени нашего председателя Илона Мироновича Шора, от всей нашей команды, фракции, партии ШОР, платформы «Пентру Молдова» с зимними праздниками. Мы сожалеем о том, что наша страна в очередной раз входит в эти волшебные моменты в таком состоянии. Но верьте, что наша команда сделает все возможное, чтобы зимние праздники и, конечно же, период далее прошел наиболее спокойным для наших сограждан. Мы не собираемся отдыхать, мы не собираемся делать какую-то паузу, мы готовы работать активно для того, чтобы наша страна смогла побыстрее выйти из кризиса и чтобы каждый из вас мог радоваться новогодним и зимним торжествам. С праздниками всех! Спасибо всем большое! Bună dimineața, stimați cetățeni, câteva cuvinte din partea mea. Reiterăm ceea ce am spus de nenumărate ori, platforma parlamentară pentru Moldova, care actualmente este al doilea grup parlamentar ca mărime în Parlament, format din 7 deputați neafiliați și fracțiunea parlamentară a Partidului Politic Șor, optăm pentru dizolvarea acestui Parlament și organizarea alegerilor anticipate. Totodată,
în aceste momente trebuie să dăm dovadă de responsabilitate. Pentru că suntem în plină pandemie, în plină iarnă și în plină criză economică. Orice deputat responsabil din Parlament trebuie să lase la o parte jocurile politice, interesele înguste de partid, scopurile meschine pe care le urmăresc și care nu au absolut nimic cu rezolvarea problemelor cetățenilor. Tot mai multe de altfel din cauza crizelor care s-a abătut asupra Republicii Moldova. Cum vor fi afectate pensiile și salariile în următorul jumătate de an? Cum vor fi ajutați agricultorii să combată efectele secetei din acest an? Ce măsuri vor fi luate pentru a reduce pandemia? Cine va căuta soluții cum să aduce vaccinul împotriva COVID-19 cât mai devreme în țara noastră și nu în aprilie sau mai, așa cum mi se promite? Pe care deputat responsabil trebuie să fie acum interesat, în primul rând, cum va fi guvernată țara în această perioadă. Iar noi, Platforma Parlamentară pentru Moldova și Partidul Politic Șor, asta o facem acum. Toți înțeleg în ce situație se află țara și toți încearcă să fugă de responsabilitate. Noi nu ne temem de responsabilitate și, așa cum am spus, suntem gata să ne asumăm responsabilitatea formării unui guvern tehnocrat și să propunem un candidat pentru funcția de prim-ministru care să administreze eficient țara în această criză. Suntem siguri că vom gestiona mult mai calitativ și profesionist decât au făcut-o guvernele anterioare, deoarece suntem o echipă de profesioniști care au demonstrat și la nivel local, în foarte multe localități, capacitatea de administrator și cum pot fi realizate reformele și aduse transformări care să modernizeze infrastructura localității, să sporească veniturile la buget și, evident, creșterea calității vieții cetățenilor. Așa cum a spus și colega mea, Marina Tauber, Partidul Politic Șor și Platforma pentru Moldova a decis deja cine va fi candidatul pe care îl va desemna pentru funcție de șef al executivului, care la rândul său, împreună cu deputații Platformei Parlamentare, au pregătit și lista candidaților pentru pozițiile de miniștri. Propunerea de a desemna un premier nu este doar de dragul de a lea o propunere sau de a arunca un nume în spațiul public. Candidatura de prim-ministru pe care o vom desemna este capabilă să vină cu un program de guvernare și o echipă care să rezolve problemele stringente. Considerăm că avem profesioniști pentru toate pozițiile din guvern. Noi suntem siguri că o majoritate parlamentară care să voteze guvernul propus de Platforma pentru Moldova și Partidul Politic Șor va fi asigurată. Mai mult, mult mai devreme decât termenul limită prevăzut de Constituție, chiar dacă legea supremă prevede acel termen de 5 de zile și cel puțin două încercări pentru a alege un nou guvern, noi vom depune toate eforturile să finalizăm acest proces de consultări mult mai devreme. În zilele următoare vom organiza consultări cu fracțiune pentru a asigura acea majoritate parlamentară care să voteze pentru un nou guvern. Confirm cele spuse de colega mea deputat că semnalele pe care le avem deja din partea mai multor deputați din alte fracțiuni ne fac tot mai încrezători că Republica Moldova va avea în această perioadă extrem de complicată un guvern profesionist și putere de plin. Vom face public numele candidatului pentru funcția de prim-ministru și lista cabinetului într-un timp util după consultările cu deputații și în concluzie ca și rezultatul consultărilor de ieri cu doamna Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, noi suntem încrezători că doamna Sandu, în calitatea sa de șef de stat, deja s-a îndepărtat de unele partide politice și va acționa strict în conformitate cu atribuțiile constituționale, adică va fi un adevărat mediator între puterile statului, va fi un actor absolut neutru, un actor echidistant, care va ajuta să găsim o soluție cea mai bună, anume pentru cetățeni, nu pentru un partid anume, dar pentru cetățeni. Noi, din partea noastră, vom depune efort maxim ca să ajutăm să găsim soluții bune pentru cetățenii Republicii Moldova. Asta am vrut să spun și, evident, și din partea mea, în acest final de an, am vrea să dorim din suflet tuturor cetățenilor Republicii
Moldova multă, multă sănătate, pace și bucurie în familii, alături, fericire alături de cei dragi și să întâmpinăm cu toții un nou an care sperăm să ne aducă mai multe bucurii, toate cele grele să rămână și în anul care vine să avem parte doar de lucruri frumoase alături de cei dragi, cu vise împlinite și multe, multe sănătate. Stimați prieteni, sărbători fericite, la mulți ani și vă mulțumim! Vă mulțumim! Mulțumim.